Situația epidemiologică din țară devine extrem de gravă. În doar 20 de zile ale lunii februarie, numărul de infectări practic s-a dublat comparativ cu aceeași perioadă a lunii ianuarie. Pentru a face față fluxului mare de bolnavi de COVID-19, în spitalele din țară au fost reactivate încă 500 de paturi. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății, care precizează că situația este una alarmantă. Potrivit instituției, de la începutul lui februarie, în țară au fost înregistrate peste 16.000 de îmbolnăviri noi, de două ori mai multe decât în aceeași perioadă a lunii precedente. Și numărul pacienților care ajung în stare gravă și necesită internare este în continuă creștere. Astfel, autoritățile cheamă oamenii să nu se relaxeze și să respecte măsurile sanitare pentru a evita răspândirea virusului. Cetățenii sunt îndemnați să poarte mască, să păstreze distanța, să evite locurile aglomerate și să se spele cât mai des pe mâini.